Se lucrează de zor la reabilitarea drumului din pădurea Strehareți. Municipalitatea reface drumul pentru ca această zonă să poată fi utilizată pentru plimbările cu bicicleta, rolele sau pentru alergare. Cei de la DASIP realizează această investiție. Până în acest moment s-au făcut frezări, săpături și consolidarea terasamentului. S-a turnat primul strat de asfalt și au fost refăcute atât rigolele cât și podețele. Urmează să se intervină și în parcări, iar la final va fi refăcută semnalizarea rutieră cu marcaje. În zonă s-a lucrat și la sistemul de iluminat. Lucrările la pădurea Strehareți se află la stadiul de cel de-al doilea stradă, de primul strat de asfalt. Așa cum mulți dintre noi au sesizat, noi am asigurat câteva lucrări de infrastructură cu material pietros, a săpat pe unele porțiuni mai mult, pe unele mai puțin. Au fost construite și niște podețe pentru evitarea izvoarelor care sunt în această zonă. Urmează ca cel târziu până la începutul toamnei să completăm cel de-al doilea strat de asfalt și să terminăm, bineînțeles, partea de scurgere a apelor pluviale prin amenajarea unei rigole carosabile din beton. Zona va fi refăcută pentru a fi folosită de sportivi și slătinenii iubitori de mișcare în aer liber. Acest proiect este primul pas dintr-o idee mult mai amplă pentru care autoritățile locale caută finanțare. În principiu, municipalitatea are în plan amenajarea unui parc de distracții, dar a cărui valoare depășește bugetul orașului. Se caută soluții ca finanțarea să fie prin absorpție de fonduri europene. La sfârșitul lucrărilor va arăta în ceea ce privește traficul auto cam așa cum era și înainte de începerea lucrărilor, deci se va permite accesul cu autoturism până la bariera, se va construi din nou, bineînțeles, o barieră, așa cum avea amplasamentul prima oară, deci până la această barieră, respectiv la parcarea dinspre lac, în primul rând, și bineînțeles până la mănăstire intrând dinspre direcția cimitirului. Urmând ca pe cea mai mare porțiune a acestui drum să nu se permită accesul auto, fiind destinat pentru piste de alergare, pentru plimbare, etc., pentru sport în general. Potrivit contractului, lucrările vor dura 11 luni, iar cei de la DASIP estimează că vor finaliza lucrarea mult mai repede. Valoarea acestui proiect este de peste 3,5 milioane de lei.